Bună ziua și bine ați venit la acest videoclip pentru despachetarea noi tablete Prestigio Multipad Visconti 3. Această tabletă vine cu Windows 8.1 cu Bing și o subscriere Office 365 Personal. Dacă ne uităm pe spatele cutiei, putem vedea specificațiile hardware ale acestei tablete. Printre altele, aceasta vine cu un procesor cu 4 nuclei Intel Atom. Are spațiu de stocare 16 GB sau 32 GB. Depinzând de versiunea pe care o cumpărați, o cameră web de 5 megapixeli și alte caracteristici care merită citite în detaliu. Dar haideți să deschidem cutia și să vedem ce este înăuntru. Cum vedeți, împachetarea este destul de bine făcută și elegantă, ceea ce e surprinzător pentru o tabletă cu un preț foarte accesibil ca aceasta. Aici avem tableta. După cum vedeți, așa arată noua tabletă Prestigio Multipad Visconti 3. Ne uităm pe spate. Materialul pare foarte bună calitate și senzația pe care o ai la atingere este foarte faină. Abia așteptăm să o testăm și să vedem cât de ușor este de utilizat această tabletă. Avem butoane pentru volum, USB pe partea dreaptă a tabletei. Pe partea stângă, iarăși USB, micro HDMI, un jack audio și alte tipuri de mufe și intrări. Dacă deschidem cutia mai departe, vom găsi cheia de produs pentru licența de Office 365, manual de utilizare. Aici avem și cablul de alimentare, precum și mai multe mufe care merg inclusiv în România și, dacă văd eu bine, aceasta este pentru Marea Britanie. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Am despachetat împreună tableta Prestigio Multipad Visconti 3 cu Windows 8.1. O vom testa în zilele următoare și vom publica o recenzie completă pe site-ul nostru, shaturiale.ro. Nu ezitați să citiți recenzia atunci când este publicată. Vă mulțumim!